Subiectul 3 din modelul de evaluare națională de pe edu.ro 2014, problema numărul 1. Figura numărul 2 este schița unei zone de agrement în formă de dreptunghi ABCD cu lungimea AB de 30 de metri și lățimea BC de 20 de metri. În interiorul zonei de agrement se află un lac în formă de cerc cu raza de 10 metri. Cercul intersectează latura AB în punctul P și latura BC în punctul M, astfel încât PB egal BM egal MC. Calculați area suprafeței lacului. Este util aici să ne notăm dimensiunile pe desen. Deci, după cum știm, AB este de 30 de metri, deci DC este de 30 de metri. Lățimea BC este de 20 de metri și raza este de 10, ceea ce puteam să avem în problemă sau să nu avem. Oricum, știam că raza, distanța de la centru la M sau de la centru la P, este de 10. Eventual ne notăm și centrul cu O și ne cere la punctul A să calculăm area suprafeței lacului, lacul fiind cercul. Area suprafeței lacului, deci area lac, este dată de formula pentru area discului, și anume PR pătrat. Raza este de 10 metri, deci este egal cu pi ori 10 la a doua. 10 la 2 este 100, deci este egal cu 100 ori pi, altfel scris 100 pi și la sfârșit unitatea de măsură metri pătrați. Acesta este punctul A, area suprafeței lacului. La punctul B ne cere determinați area triunghiului DPM. Ne notăm înainte pe desen triunghiul DPM, unim pe D cu P, P cu M și D cu M. Și avem de calculat area acestui triunghi. Îl hașurăm pentru a ne fi mai clar despre ce arie este vorba. Avem mai multe posibilități aici de rezolvare. Una este să calculăm area triunghiului DPM prin diferență de arii, respectiv din area dreptunghiului sau area zonei de agrement, să scădem celelalte trei arii, area triunghiului APD, area triunghiului PBM și area triunghiului MDC. Dacă scădem cele trei arii, area care ne rămâne este area triunghiului DPM. O altă variantă, să calculăm DP, PM și DM și să sperăm că obținem un triunghi care este ori dreptunghic, ori isoscel, ori echilateral, deși desenul nu prea ne încurajează în acest sens. Desigur, dacă am rezolvat așa, am descoperit că triunghiul este dreptunghic. Dar să mergem pe prima variantă pe care am ales-o, și anume diferența de arii. Atunci, prima arie pe care o calculăm este aria zonei de agrement, aria dreptunghiului ABCD, din care vom scădea celelalte trei arii. Fiind un dreptunghi, formula pentru are este lungime ori lățime. Lungimea este AB, adică 30 de metri, ori lățimea este BC, adică 20 de metri. 30 ori 20 egal 600 metri pătrați. Atunci, în continuare, calculăm ariile celor trei triunghiuri. Începem cu aria triunghiului APD. Aria triunghiului APD, acesta fiind dreptunghic, se calculează folosind formula cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Cateta 1 este AD. AD are lungimea de 20 de metri, deci este 20 ori. Cea de-a doua catetă este AP. Iar AP, dacă AB are lungimea de 30 de metri, iar PB, după cum știm, are aceeași lungime ca și OM, și anume de 10 metri, înseamnă că AP are lungimea de 20 de metri,
Deci este 20 ori 20 supra 2. Desigur, noi scriem pe scurt aici rezolvările, spațiul meu este limitat, însă, într-o rezolvare la subiectul de examen, oferim toate aceste detalii pe care aici le discutăm. 20 ori 20 supra 2, putem efectua o simplificare. 20 ori 10 ne rămâne, este egal cu 200 metri pătrați. În continuare, calculăm area următorului triunghi. Area triunghiului PBM. De asemenea, catet ori catetă supra 2, deoarece și PBM este un triunghi dreptunghic, iar catetele sunt PB și BM. Totul supra 2, PB cu lungimea de 10 metri, ori BM, care are aceeași lungime ca și OP de 10 metri, totul supra 2, efectuăm și aici o simplificare și atunci avem 50 de metri pătrați. În continuare, mai avem de calculat area triunghiului DCM. De asemenea, un triunghi dreptunghic, iar area lui va fi catetă ori catetă supra 2, adică DC ori MC supra 2. DC are lungimea de 30 de metri, MC va avea lungimea de 10 metri, dacă BM am stabilit înainte că este de 10 metri, atunci și MC este de 10, ele împreună având 20 de metri, deci 30 ori 10 supra 2, efectuăm și acum simplificarea, iar 30 ori 5 este 150 de metri pătrați. Astfel, area triunghiului DPM va fi egală cu area întregii zone de agrement, adică 600 de metri pătrați, area dreptunghiului, minus cele trei arii de triunghiuri, deci minus 200 de metri pătrați, care era area triunghiului APD, minus 50 de metri pătrați, care este area triunghiului PBM, și minus 150 de metri pătrați, care este area triunghiului DMC. Cu un calcul simplu, este egal cu 200 de metri pătrați. Area triunghiului DPM. În continuare, punctul C. În exteriorul lacului, zona de agrement este acoperită cu gazon. Verificați dacă area suprafeței acoperite cu gazon este mai mică decât area suprafeței lacului. Se consideră cunoscut faptul că pi este cuprins între 3,14 și 3,15. Area, deci, a suprafeței acoperite cu gazon este area terenului mai puțin lacul. Atunci, area suprafeței acoperite cu gazon este area terenului, adică 600 de metri pătrați, minus area suprafeței lacului, adică 100 pi metri pătrați. Ne trebuie o valoare mai sugestivă decât 600 minus 100 pi. Și pentru acesta ni se oferă faptul că pi este cuprins între 3,14 și 3,15. Noi trebuie să aflăm care este cea mai mare suprafață posibilă a zonei acoperite cu gazon. Iar cea mai mare suprafață posibilă este dacă din 600 scădem cel mai mic număr posibil. Adică dacă luăm pentru pi valoarea de 3,14, deci îl aproximăm la 3,14 și atunci area suprafeței acoperită cu gazon va fi în cel mai bun caz 600 minus 100 ori 3,14. Este cu siguranță mai mică decât această valoare, motiv pentru care putem schimba egal în mai mic decât și este egal în continuare 600 minus 314, care este egal
cu un pic de calcul, 286 metri pătrați. Avem deci faptul că area suprafeței acoperită cu gazon este mai mică decât 286 de metri pătrați, dar area lacului este egală cu 100 pi metri pătrați, adică 100 ori acest 3,14, care este 314 metri pătrați. În consecință, area suprafeței plantate cu gazon este în mod cert mai mică decât area lacului. Aceasta a fost problema 1 din subiectul 3, modelul de evaluare națională 2014 de pe edu.ro. Întreg subiectul îl găsim pe site.